Stimați invitați și dragi răcăreni, în deschiderea acestui eveniment de astăzi, vă rog să ascultăm împreună imnul de stat al României. Toată lumea pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Militar reprezentați de către generalul Marius Crăciun. Corană, primăria orașului la microfon pe domnul Marius Caravețanu, primarul orașului Răcani. Bine ne-am regăsit și astăzi într-o zi de mare sărbătoare, pentru mulți dintre noi o sărbătoare unică. Centenarul Marii Uniri, la 100 de ani de la crearea statului român modern, o zi deosebită. În ciuda vremurilor nu cele mai prielnice, vremea spune eu că este de partea noastră, chiar dacă afară sunt minus câteva grade, soarele începe să-și facă apariția ca un semn de prietenie și de mângâiere pentru poporul român. Astăzi am debutat evenimentele în cinstea zilei de 1 decembrie cu depuneri de coroane, iar în continuare vă invit să participați la toate evenimentele noastre și anume la Marșul Tricolor, un eveniment creat deja tradiție în orașul nostru și spre bucuria noastră, împrumutat și de alte localități. Ne mândrim cu acest lucru, am creat un pionierat din acest punct de vedere și de asemenea îi îndemn și pe ceilalți să nu pregete prin a scoate în evidență tricolorul românesc, prin a scoate în evidență imnul național. După care, în această după-amiază, legat de această zi importantă, ce-i drept la propunerea unui distins profesor universitar și anume domnul profesor Silviu Miloiu, o să încercăm, în ciuda vremii de afară, să plantăm, să completăm aleea de tecari pe care cu ani în urmă, cu zeci de ani în urmă, cu sute de ani în urmă, personalități marcante ale României pășeau pe acest pământ. Dragi răcăreni, închei acest moment prin a vă spune la mulți ani, multă sănătate,
sărbătorile să ne găsească cu bine, acest sfârșit de an să ne găsească cu mai multă înțelegere față de aproapele nostru, față de cei din jurul nostru și anul care vine să fie un an mai bun decât cel care se încheie. Vă doresc toate cele bune și la mulți ani! Manifestările dedicate zilei de 1 decembrie 2018 au continuat la Răcari cu Marșul Tricolorului și cu un simpozion intitulat 100 de ani de la Marea Unire. În cadrul acestui eveniment au fost acordate distincții personalităților care, prin activitatea lor, și-au arătat sprijinul față de orașul Răcari. Locul unde își doarme somnul de veci, marele scriitor și om politic Ion Ghica. Lăudabil efortul primăriei orașului Răcari de a se îngriji de alea cu tecari de pe fostul domeniu al familiei Ghica și de a completa arborii dispăruți în ultimii ani pentru a păstra alea gherganilor și pentru generațiile viitoare.